Acesta este noul iPhone 5S. Să vedem cum funcționează cititorul de amprentă. Să închidem telefonul mai întâi. Așa cum este setat acum, nu are un cod de deblocare a ecranului. Mergem în configurări. Pentru a avea acces la amprentă, la cititorul de amprentă, trebuie să fixăm un cod. Să zicem 1, 2, 3, 4. Îl reconfirmăm. Și acum avem acest cod de acces de blocare a ecranului. Ce înseamnă asta? Că dacă vrem să deschidem telefonul, ni se va solicita acest cod. În caz de furt. Bun. Și acum mergem să setăm amprenta. Aici, cod acces și amprenta. Ni se cere din nou să introducem codul de acces, l-am introdus și acum putem să ne înregistrăm amprenta. Adăugați o amprentă. Configurați amprentele. Scanați amprenta degetului mare sau a degetului utilizat în mod normal pe butonul principal, pe butonul Home. Nu trebuie să apăsăm foarte puternic, ci doar din mai multe unghiuri, ușor, până când mi se spune continuați pentru a captura marginile amprentei dumneavoastră. Ridicați-vă și sprijiniți-vă marginea degetului. Iată, Touch ID este gata. Amprenta dumneavoastră poate fi utilizată pentru a vă debloca iPhone-ul. Continuați. Avem amprenta de la degetul mare. Putem să mai adăugăm o amprentă de la cealaltă mână sau degetul unui prieten, al soției, cui dorim să îi permitem accesul la terminalul nostru. Haideți să vedem ce am făcut. Îl închidem, deschidem telefonul și acum avem două opțiuni. Ori îl deblocăm prin codul de acces introdus la început, aceasta e o opțiune, și după aceea intrăm în tot telefonul, sau folosim amprenta. Iată. Este mult mai simplu, rapid. Într-o secundă avem acces la absolut tot ce înseamnă iPhone 5S.